Un proiect de suflet pentru noastră, pentru că este un proiect care ajută foarte mult o nevoie principală a locuitorilor, și anume nevoia de sănătate. Cum ați ajuns să realizați acest proiect, de unde vin banii și ce va presupune toată această construcție? Deci vorbim despre un proiect foarte binevenit pe raza comunei Nufăru, deoarece vechiul dispensar arată deplorabil și era strict necesar intervenția noastră pentru a veni cu această nouă investiție. Această investiție este nevoie deoarece comuna Nufăru are patru sate și vechile condiții nu puteau permite o asistență medicală în condiții normale. Putem vorbi de acest proiect, este un proiect strict pentru noi și era urgența numărul unu a comunei și de aceea ne-am decis să-l facem cu fonduri proprii. Deci noi deja avem în excedent o sumă de peste 500.000 de lei pentru ea, întregul proiect ajunge la vreo 980.000 și eu sper ca în cursul anului 2020, până la sfârșit, să fie gata această investiție. Eu m-am ținut foarte tare pentru aducerea acestui proiect pe linia de plutire, ținând cont de necesitatea acestei investiții și de-aia vă spun, sunt foarte mulțumit că am putut demara această lucrare. Ajută și vremea și puteți să lucrați chiar și acum în luna ianuarie. Deci noi lucrăm, începând din decembrie, am început lucrul la această investiție, deoarece vremea ne permite, cum a spus și dumneavoastră, și sperăm că ne ajută să-l finalizăm cât mai recent. Vorbind despre această investiție, atunci când vă gândiți la un dispensar și la un loc unde vor lucra cadre medicale, principala noastră problemă în România este lipsa cadrelor medicale competente care vor să vină în zonele rurale. Aveți pregătiți astfel de medici care sunt dispuși să vină aici și să lucreze în condiții moderne, evident? Deci această clădire va fi dotată și cu spații de locuit pentru medic și asistent, adică eu cred că condițiile sunt optime și normale pentru pretențiile unui medic în zona urbană, cum ar veni. Sperăm să le creăm aceleași condiții, nu că sperăm, chiar într-adevăr le vom crea aceleași condiții, să locuiască în condiții optime și să poată deservi comunitatea noastră în condiții cât mai bune. Ce spun oamenii acum? Cât de mare este nevoia aceasta de sănătate lângă casa lor, nu să meargă la oraș sau să meargă la Constanța sau la București pentru astfel de nevoi? Bine, noi aici este un cabinet zis ca și de urgență, cu mici intervenții, dar ca orice dispensar de comună este strict necesar și credem noi că facem foarte bine să creăm personalului condiții optime de a locui, cât și pentru tratarea unor boli minore la fața locului, adică deoarece pentru mici intervenții să nu mai ajungă populația la Spitalul Județean, care necesită timp, deplasare, cheltuieli. Și la final aș vrea să vă întreb care erau condițiile înainte, unde se puteau trata oamenii, cum era dispensarul din localitate? Dispensarul, vă spun, era o construcție veche de peste 100 de ani și nu mai corespundea normelor de igienă pe care au pretenția să vină cei de la Direcția Sănătate Publică să le afișeze. Deci eram obligatoriu nevoiți să schimbăm această, să mutăm locația acestui dispensar și nu aveam altă posibilitate decât construirea unui nou. Ceea ce este un lucru foarte bun, reabilitările după mine pentru asemenea spații cred că nu duc de bun augur, clădirea nouă sfințește locul. Care este suprafața construcției și de ce dotări se va bucura această unitate medicală? Deci, suprafața construcției va fi de 261 de metri pătrați, suprafața utilă 219 metri pătrați. Dotările vor fi așa: cabinet medic, sală de așteptare, sală pentru asistenți, punct farmaceutic, cabinet stomatologic, bucătărie și alte camere anexe aferente acestui
dispensar. Înțeleg că în față vom avea și o parte de o grădiniță. Pacienții vor avea parte și de o grădiniță cu alei frumos amenajate atunci când construcția va fi gata. Bineînțeles, suprafața totală a acestui teren e de 3100 de metri pătrați. Bineînțeles că vor fi alei, bănci, unde vor putea aștepta, eu știu, și când e vremea destul de bună, nu numai sala de așteptare. Vedem, poate cu timpul, eu știu, poate și un mic părculeț, fiind suprafața destul de mare, vor veni cu părinți, cu copii. Deci vom face totul să fie foarte benefic pentru cetățeni.